Bună ziua! Poți mă acolo? Doamna judecător, vă rugăm să ne prezentați în linii moartă să dumneavoastră profesional. Ce anume va determina să luați decizia să candidați pentru postul la nou judecător? Bună dimineața tuturor! Sunt stimate domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, stimată doamnă președinte al Curții de Casație și stimați membri. Numele meu este Linda Iulia Burlădeanu, sunt judecător la Curtea de Apel București, secția 4-a civilă. Și în continuare vă voi prezenta câteva elemente, ca să spun așa, centrale privind traseul meu profesional și câteva din referele motivației ce au la baza de candidaturii mele pentru un post de judecător la instanța supremă, secția 1-a civilă. Se regăsesc aceste elemente și în CV-ul care a fost depus odată cu candidatura mea. Voi trece în revistă câteva aspecte privind traseul profesional. Am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2000. La aceeași facultate am urmat și cursurile de master în perioada 2002-2003. Curs finalizat cu o diplomă de master în Institutul de Drept Privat în anul 2003. După absolvirea facultății, în anul 2000, am fost acceptată ca avocat stagiar în Baroul Cluj, iar după promovarea examenului de definitivare în această profesie, am devenit și avocat definitiv în cadrul Baroului Cluj. După absolvirea facultății, am mai avut și o activitate de colaborare cu Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, la Catedra de Drept Privat Dreptul Familiei, pentru pregătirea și susținerea seminarelor de dreptul familiei la studenții din cursul din anul 2 de curs. Din profesia de avocat am fost suspendată la cerere în anul 2003, dorind să urmez cursurile Institutului Național al Magistraturii pentru a deveni judecător. Am absolvit Institutul Național al Magistraturii, promoția 2004-2006, iar din vara anului 2006 am fost numită judecătoră stagiară la judecătoria Cluj-Napoca, instanță în cadrul căreia am activat ca judecător definitiv până în vara anului 2011. După participarea la un examen de promovare efectiv, am dobândit gradul profesional de tribunal, ceea ce a determinat funcționarea mea ca judecător în cadrul Tribunalului Hunedoara, secția 2-a civilă de contencios administrativ și fiscal, până la finalul anului 2011. În urma unei cereri de transfer aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu 1 ianuarie 2012, am activat ca judecător în cadrul Tribunalului București pentru o perioadă de 4 ani. În cadrul Tribunalului București am funcționat pentru o perioadă scurtă la început în cadrul secției 8-a conflicte de muncă și asigurări sociale, iar apoi în cadrul secției 5-a civile. În anul 2015 am obținut gradul profesional de curte de apel, în urma participării la un concurs de promovare pe loc, iar de la 1 ianuarie 2016 am fost transferată în cadrul Curții de Apel București. La nivelul Curții de Apel București am activat până la 1 octombrie 2018 în cadrul secției 8-a de contencios administrativ și fiscal, iar apoi am fost transferată la secție, la cerere la secția 4-a civilă, secție în cadrul căreia am desfășurat și în prezent activitatea. În ceea ce privește pregătirea, ca să spun, profesională, am indicat în CV-ul depus toate, să spun, seminarele, conferințele la care am participat pe parcursul carierei de judecător de până la acest moment. Toate aceste activități de formare au fost urmate în domeniile de interes pentru mine, pentru exercitarea funcției de judecător, respectiv au privit materiile de contencios administrativ și fiscal, dar și drept civil și procesual civil. Recent am participat la un seminar dedicat tehnicilor de formare a adulților, desfășurat la sediul Institutului Național al Magistraturii, în cadrul programului de formare continuă al judecătorilor. Amintesc și participarea mea în comisii de examen pentru examenele, concursurile desfășurate în interiorul profesiei noastre și
mai recent, dobândirea anul acesta a calității de formator colaborator în cadrul formării continue la Catedra de Drept Civil și Procesual Civil a Institutului Național al Magistraturii. Aș mai aminti din activitatea recentă, ca să spun așa, ca judecător în cadrul secției a 4-a civilă a Curții de Apel București. Am fost desemnată, m-am ocupat și de activități, să spun, conexe activității de judecată și am în vedere aici activități legate de supravegherea respectării dispozițiilor legale și regulamentare de către judecător și personal auxiliar, organizarea activității de formare profesională continuă a judecătorilor de la nivelul Curții de Apel București și a instanțelor arondate, supravegherea procedurii de, mă rog, repartizare aleatorie a cauzelor, dar și selectarea hotărârilor relevante pronunțate la nivelul secției a 4-a civilă pentru introducerea în portal și apoi pentru a fi folosite la publicarea buletinului trimestrial de jurisprudență al Curții de Apel de București. Cam acesta ar fi, să spun, traseul meu profesional. Eu sunt convinsă că îl știți din CV-ul pe care îl aveți. Așa cum am spus și la început, am să vă spun și câteva aspecte ale motivației ce au stat la baza depunerii candidaturii mele. Pentru mine, funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a reprezentat dintotdeauna un culminare, să spun, a carierei de judecător, o recunoaștere, de ce nu, a performanțelor realizate până în acest moment în cariera mea. Și sunt convinsă că și consider că ocuparea unui post de judecător la instanța supremă va aduce un plus de valoare și va contribui pe viitor pentru mine la formare profesională în continuare, aprofundarea și însușirea cunoștinței din domeniul dreptului, până la urmă la cea mai înaltă, la instanța supremă din vârful piramidei, ca să vă spun așa. Mă opresc aici și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebările care știu că vor fi adresate. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi. O să pe doamna președinte să înceapă o serie de întrebări. Doamna judecător, examinând documentația privind candidatura dumneavoastră, am remarcat în raportul inspecției judiciare preocuparea deosebită pe care noastră o acordați independenței și imparțialității judecătorului și necesitățile acestea să fie percepute de justițiabile. Vorbiți dumneavoastră, și citez, chiar de un test de independență pe care sistemul judiciar și judecătorul trebuie să îndeplinească în percepția justițială. În acest context, aș dori să vă adresez două întrebări. În primul rând, ar vrea să ne spuneți dacă vedeți anumite aspecte diferite sau care ar trebui accentuate în legătură cu aceste valori fundamentale de către un judecător promovat la Înalta Curte. Asta este prima întrebare și după am să vă adresez. Da, mulțumesc. Din punctul meu de vedere, raportarea fiecărui judecător, că e judecător de judecătorie sau că este judecător la instanța supremă față de această valoare etică importantă despre care vorbim și anume independența justiției ar trebui să fie la fel de importantă. Prin urmare, din punctul meu de vedere, o justiție independentă avem nevoie de ea, fie că vorbim de judecătorul de la judecătorie din primă instanță, fie că vorbim de judecătorii din căile de atac și de judecătorii de la instanța supremă. Acesta este punctul meu de vedere și chiar cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Deci nu există nimic în plus, nimic în minus. Bun. Cea de-a doua întrebare, aș vrea să ne raportăm un pic la activitatea noastră profesională de până acum și aș vrea să ne spuneți dacă, care au fost vulnerabilitățile pe care dumneavoastră le-ați identificat și care ar fi putut să vă afecteze aceste valori, independența și imparțialitatea și dacă au existat aceste momente, aceste situații, cum ați reacționat pentru că ați pus foarte mult accent, da, ați revenit și aș vrea să știu dacă pe parcursul activității dumneavoastră ați simțit astfel de vulnerabilități care v-au pus în situația de a pune un accent deosebit în prezentarea noastră pe aceste două valori. Nu am resimțit în ceea ce privește activitatea mea de judecător de la începutul carierei și până în prezent vreo
vulnerabilitate în acest spațiu despre care vorbim, și anume al independenței și imparțialității. Eu le văd cumva importante și ca o garanție a realizării unui proces echitabil, adică ceea ce vede cetățeanul, ceea ce vede cetățeanul la noi când vine în sala de judecată. Prin urmare, cumva, raportarea mea la aceste valori a independenței și imparțialității justiției în acest context a fost accentuată, ca să spun așa. Până la urmă, o putere, o justiție independentă este premisa unui stat democratic de drept și stă la baza realizării cu imparțialitatea atribuțiilor judiciare pentru fiecare, pentru fiecare judecător. Am ținut și țin la aceste aspecte și chiar am fost atentă atât în ceea ce privește, nu știu că am văzut și în raport, garanțiile procesului echitabil, ca și ceea ce se vede dincolo, din sala de judecată, mai ales că cumva ați reținut că am fost și avocat și cum se vede și de partea cealaltă. Să nu las nicio urmă de îndoială cu privire la tratamentul egal realizat pentru justițiabil de către o instanță independentă și imparțială. Și ați făcut eforturi în acest sens sau lucrau curs nu, în mod natural? Nu, așa le simt. Așa le simt eu. Nu pot să spun că... Nu, așa sunt eu construită și așa am acționat de fiecare dată. Da, mulțumesc. Dacă mă sunt altă întrebări. Da, îmi permite, domnul președinte, două întrebări, domnul colega. În cuprinsul raportului întocmit de inspectorul judiciar urmare a discuțiilor cu dumneavoastră, sunt două precizări. Prima dintre ele, afirmați dumneavoastră că ați fost și sunteți conștientă de faptul că acceptarea de către public și sprijinirea de către acesta deciziilor judecătorești depinde de încrederea publicului, integritatea și independența judecătorului. M-a interesat partea aceasta cu sprijinirea de către public a deciziilor judecătorești, cum o vedeți dumneavoastră? Am o vedere justițiabilă care primește acasă o hotărâre. Fie că a pierdut un proces, fie că a câștigat un proces. În condițiile în care v-a simțit că a fost prezent în fața unei instanțe care i-a tratat cauza în mod decât echitabil, responsabil, a avut parte de o instanță independentă și imparțială, am convingerea că mult mai ușor va accepta o soluție, fie că este favorabilă, fie că este defavorabilă. De aceea consider că această percepție a publicului, a justițiabilului, pe independență, pe imparțialitate, inclusiv pe integritate a judecătorului, contribuie la încrederea publicului în calitatea actului de justiție și în acceptarea proprii soluții, de ce nu dintr-o cauză sau alta pe care, cu care vine în fața unui judecător. Dar dumneavoastră ați vorbit de acceptarea și sprijinirea. Și sprijinirea, da. Partea de sprijinire. Până la urmă ne dorim ca cetățenii să-și dorească și ei o justiție independentă și imparțială. Și nu m-am referit la... Sunt în aceeași linie. Ați spus cumva sau am înțeles eu greșit? Tratarea cât de cât echitabilă a cauzei? Tratarea echitabilă. Nu, a zis cât de cât de așa. Da, și o doua întrebare. Afirmați dumneavoastră că ați dat de dovadă de stăruință în îndeplinirea funcției de judecător prin examinarea în mod calm, cu răbdare și demnitate a cauzelor repartizate. Această expresie cu demnitate, examinarea cu demnitate, cum o vedeți dumneavoastră? Ce ar putea să însemne examinarea cu demnitate în cauză? Examinarea cu... pot să vă spun la ce m-am referit și anume când am vorbit de această stăruință în, și competență în ceea ce privește exercitarea funcției de judecător. Am avut în vedere preocuparea constantă pentru pregătirea cauzelor, pentru studiul ședințelor, pentru formarea profesională. În contextul acesta am pomenit de stăruință și sârguință în, în exercitarea, în exercitarea funcției, iar cu demnitate m-am referit până la urmă la o conduită personală pe care consider că am avut-o de-a lungul carierei în tot ceea ce privind
toate componentele exercițiului în funcție de judecător. Mulțumesc, vă rog. Ați activat cumva și în cadrul secției de contencios administrativ și fiscal la Curtea de Apel? Da, cred că aproape 3 ani. Ce v-a determinat să plecați în această secție? Să plec din această secție? Când eram la Tribunalul București, la secția civilă, mi-am dorit mereu ca la Curtea de Apel să ajung tot la o secție civilă. În momentul în care am promovat, de fapt am fost transferată la Curtea de Apel București, pentru că am susținut un program, un examen de promovare pe loc. Nu exista posibilitatea să fiu repartizată la o secție civilă. Împreună cu conducerea Curții de Apel București, mi s-a spus că e nevoie de oameni la secția de contencios a Curții de Apel București. Am acceptat și nu-mi pare deloc rău, mi-a plăcut foarte mult experiența din cadrul secției de contencios administrativ și fiscal, cu toate că nu fusesem judecător de fond la contencios decât în perioada așa, să vă spun. Dar cumva mi-am dorit să mă reîntorc la, să zic așa, la domeniul civil și procedură civilă, în care cred cumva că formarea mea a fost mai centrată pe acest domeniu. Nu a fost că nu mi-a plăcut, nu a fost că doar din dorința de a cumva de a reveni la ceea ce mi-am dorit de la început, și anume de a fi judecător în civil, în procedură civilă. Și când s-a putut, a existat atunci acea posibilitate și, repet, 3 ani și fără 3 luni am stat la contenciu și apoi am fost transferată la secția civilă. Da, am înțeles. Și dacă se pună problema la alta curte, nu știu, ar fi secția de contencios în dificultate, ați fi de acord să mergeți să vă desfășurați activitatea? Pentru o perioadă limitată de timp? Da. Este un domeniu. Mulțumesc. Da. Și încă o întrebare. Vă citesc din raportul întocmit de inspecția judiciară. Spuneți dumneavoastră atunci când explicați cum vă raportați la valoarea integrității, că ați încercat întotdeauna să vă mențineți la standarde înalte, atât în viața publică, ceea ce de înțeles, cât și în cea particulară. Dacă puteți să ne explicați ce înseamnă standarde înalte în viața particulară. Am fost și sunt atentă și ceea ce fac și în public. Percepția publicului asupra imaginii. Da, dar și în viața privată mă refer la ieșirile private, la timpul personal. Am fost atentă mereu ce locuri frecventesc, cine mă întâlnesc. Pot să spun că uneori am refuzat diverse ieșiri sau întâlniri care am considerat că nu se pliază pe structura mea morală și până la urmă pe care nu ar fi compatibile cu demnitatea funcției pe care o am. Deci despre asta, la acest lucru m-am referit, cu alte cuvinte am fost atentă și în spațiul personal, privat, la cercurile în care urma să, nu știu, să fiu invitată sau să particip sau activități sau am. Nu în sensul că v-ați izolat de societate. Nu m-am izolat de societate, nu. Da, am înțeles. Mulțumesc. Am și eu o întrebare sau o curiozitate. Aveți la momentul depunerii cererii candidaturii 18 ani și 6 luni în vechime, luând în considerare și cei 2 ani de cursul de IMM, nu? Da, 4-6. Da, cu tocul IMM, da. E prima dată când ați îndeplinit acest criteriu de vechime, chiar ați ajuns la nivelul pe care spuneați, vreți să ajungeți la înalta curte, adică simțiți că ați ajuns la acel nivel și trebuie să promovați, sau vedeți o oportunitate legislativă în vedere și normele transitorii din lege privind luarea în considerare și a IMM-ului? Personal consider că am ajuns la o maturitate profesională, mai ales că am și exercitat această funcție, așa cum ați văzut, și în domenii vaste, deci nu doar civil, ci și conflictă de muncă, contencios administrativ. Da, cred că dau dovadă de o maturitate profesională care va permite să, și care ar fi benefică pentru activitatea instanței supreme. Și personal nu cred că trebuie să mergem la instanța supremă când avem doar 2-3 ani până la pensie. Cumva
cred că merită sistemul judiciar să oferim și la instanța supremă experiențele și tot ceea ce am adunat în cariera de judecător până în acest moment din viața mea și în vârsta. O să avem ocazia să mai mult la curte. Nu, dar acum, dincolo de noi de legi, la înalta curte sunt colegi cu vechimi foarte mare. Avem o colegă care era a 5-a... Era ultimul aviz, da. La 69 de ani. Exact. Adică marea majoritate a colegilor sunt peste vechimea necesară pensionări. De aceea sunt și 80% care îndeplinesc condițiile. Adică sunt vreo 50% care îndeplinesc mult condițiile de vechime. Adică peste 30 de ani de vechime magistrat. Bine, mulțumesc. Dacă mai avem alte întrebări, mai avem. Vă mulțumim. Da. Mulțumesc și eu. Da, scuzați, domnul psiholog, mai puțin. Astăzi v-ați mutat de pe stânga pe dreapta și... Deci, acum, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. În raportul inspecției judiciare se reține faptul că la nivelul colectivelor de lucru aveți relații principiale, să spunem așa, cu colegii, uneori marcate de o atitudine fermă. De ce constă? Dacă ne-ați putea un pic, să spunem așa, prezenta tonul ăsta principialitate, când vi se activează această trăsătura dumneavoastră pe colectivitate, ce context și cum vă acomodați, să spunem așa, la colectivele noi? Aici e întrebarea aici din perspectiva, să spunem așa, promovării la undeva. Trebuie să vă acomodați la alte, să spunem așa, colectivele, alte medii, alte... Da. Nu știu exact contextul și folosirea termenului ce a determinat reținerea acestui termen, dar ca să vă spun din... pentru că majoritatea activității desfășurate la nivelul Curții de Apel București este în complete colegiale. Interacțiunea cu colegii de complet este esențială pentru buna desfășurare a activității. Am avut tot timpul o conduită colegială, mi-am spus punctele de vedere, nu au fost niciodată tensiuni. Cred că s-a referit inspectorul folosind termenul respectiv, în sensul că mi-am exprimat urgile argumentat, dar în același timp am ascultat și contraargumentele, știu că a și fost reținută capacitatea de însușire a contraargumentelor. Iar revenind la partea de întrebare privind acomodarea colectivele noi, nu am văzut problemă în a schimba mediile și a interacționa cu colegii noi. După cum ați observat și pe traseul profesional, nu pot să spun că am stat în același loc. Am schimbat colective, colegi de complet, lucrurile au depus tot timpul foarte bine. Pentru mine, oricum, frumusețea dreptului vine din dezbaterile care au loc între colegii, între colegii de complet și nu poate să fie decât un lucru de valoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Mulțumesc, nu mai am întrebări. Da, mulțumesc și eu! La revedere! La revedere!